Salut, sunt George Bonea. Și acum fac asta. Alături de Marius Stanciu. Ce faci, domnule? Nu ne-am mai văzut, cred că de la început de pandemie. din Clar, clar. Și tocmai am dat mâinile, ceea ce trebuie să asigurăm auditoriu că ne-am spălat înainte. De două ori, și cu Practic, Ne-am spălat așa, știi, ne țineam de mână, ca într-o scenă romantică și ne-am spălat pe mâini. Apropo de chestia asta cu spălatul pe mâini, am citit chiar de dimineață că spuneau că nu e sănătos nici salutul cu cotul și nici la cu pumnul. Cel mai corect e să ne atingem la inimă și, ei, fratele meu, brother. Exact. respect. O să venim numai oameni din cartier poștres. Clar, clar. Dar e bine să dăm niște exemple, nu sănătoase de igienă. Da, mai ales că nu de cazuri cazul încă. Am văzut că a crescut ca... iarăși. A crescut iarăși, da. da. E în acel jigsaw, cum se numește din punct de vedere statistic. Oricum, am înțeles că se tot așteaptă ceva crește pe fondul finalului sezonului estival. Da, se da. termină sezonul de vacanțe, se întorc cu oamenii, o să explode plus ca claro, și Asta pentru că stațiunile de obicei sunt focare, pentru că acolo oamenii stau mai mult unii cu alții, asta ar fi una din explicații. Și a doua ar fi legat de extraversia oamenilor, nu? Pe exemplu, un om introvert sau cu amprente schizoide de personalitate ar sta acasă. Ar zice mai bine mă joc cu nou decât să mă duc la munte. De chiar, ai făcut ceva vara asta? -ai mai... Am lucrat, ca de obicei. Nu, vreo vacanță, ceva? Sigur, dar în limite foarte, foarte mici, adică una-două zile. Orice okay. timp de expunere mai ridicat ar putea să fie, cred eu, periculos pe fondul incidenței în creștere. Dar uh, ai mai aflat ceva legat de COVID, nu știu, ai... vaccin, nebunii? Nu, cel mai cea mai bună estimare ar fi pentru 2021. Uh, super, deci nu e nimic... Uh... Nu e nimic cu adevărat nou sub soare. Tot, tot în punctul ăla suntem. Ne, o să avem răbdare. Sigur că da. Asta a fost peambulul nostru. Da, 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 chiar. Dar nu, mă gândeam că e, de fapt a fost și ta de subiect foarte interesantă și cumva se pupă mm -hmm. cu tot ceea ce s-a întâmplat în perioada asta. Oricum, pe fondul pandemiei stat acasă, oamenii au fost ceva mai atenți la ce se livrează online. Sigur. și uh, influencerii din uh, din Și online. oamenii au trăit mai mult online. Și au trăit mai mult în online. Și mi s-a părut foarte interesant cum ai pus problema legat de uh, tiparele de personalitate, ca să nu zic uh -huh. eu altfel, ale influencerilor. Dar, uh -huh. înainte de asta, vreau să te întreb o chestie care duce către răspuns. Sure, sure. Sunt influencerii cu adevărat uh, răi sau buni? Tu Crezi personal sau pe baza unor date concrete că ei influențează în vreun fel oameni? De exemplu, uh -huh. un influencer cu o plajă de 100.000 de oameni sau cum am eu, câteva zeci de milioane. Cred că dacă eu spun, uite, cumpărați ziarul Dilema Veche, asta poate să funcționeze în vreun fel? Depinde. Depinde. Uite, psihologii și sociologii discută despre capital, de regulă, da? Eu pot să te influențez pe tine să cumperi Dilema Veche dându-ți bani. Că o motivație externă ca să faci asta. Da, dar eu nu dau da? bani. Corect. Dar există și alte forme de capital. Capitalul social, câți oameni cunoști și ce poți să capitalizezi pe relațiile respective. Și există și capitalul cultural, adică cât de mult ești investit în mod generic cu expertiză. De exemplu, gândește-te la tine, George, că am văzut că faci și recenzii ocazional la filme, la seriale. Uite, am citit și eu trei de la tine în ultima perioadă, poate chiar atingem o parte din subiecte, cel puțin tangențial. Că vorbim de boys. Uh, și, da, și am văzut că ai făcut și o recenzie comparată la Snowpiercer. A, între film și serial. Uh, da, 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 exact te gândești așa, ai ții mai mult la părerea unui individ cum era regretatul Roger Ebert, nu? Sau James Bradinelli, să spunem, sau alți critici de genul ăsta care sunt foarte cunoscuți, nu? Îi vezi acolo în top 3 uh, pe Metacritic, dacă dai un search la orice fel de film, decât la, nu știu, Gigi din sau George de, de Munte. Sau George Bonner pe Facebook, care da. nu are o expertiză în asta. El efectiv se uită ca oricine altcineva. Corect, corect. Deci, practic, bo... e vorba de capitalul cultural. Acum, întrebarea chiar ar fi următorul lucru. Sunt viețile acelor persoane chiar atât de succes? Pentru că, uite, în viață succesul e garantat și de noroc, și de talent, și de perseverență. Bine, talentul și perseverența am putea să le punem la un loc într-un indicator compozit care ia în calcul, nu știu, trăsături de personalitate, aptitudini generale și specifice și Pe care dacă le reducem, ajungem tot la noroc. Da? Dar nu, nu neapărat. Nu. Dar și norocul, da? Dar e important cred că mai bine ar fi să întrebăm, e succesul acelor persoane o garanție că dacă eu cumpăr produsul X sau Y, am același succes. Pentru că nu sunt corelate. Dacă tu îți cumpezi, no. pe exemplu, dilema veche, trebuie să generezi un argument pertinent că cunoașterea informațiilor din acea dilemă veche cumva ți-a dat ție succesul. Ți-a generat cu succes în vreun fel sau alt. Pentru că altfel argumentul e zero. E pur și simplu ceea ce numim efect de halou. Mă gândesc că funcționează ca și apartenență la un grup, cum vorbeam noi mai devreme de fashion. Orice produs pe care tu îl recomanzi mm -hmm. sau nu îl recomanzi, mm -hmm. te plasează în sau în afara unui grup. De exemplu, am spus că nu mi-a plăcut serialul Snowpiercer, dar da? mi-a plăcut filmul. Da. Asta înseamnă cum poziționează în raport cu o serie de oameni? Corect. Dar ideea e în felul următor, pentru că întrebarea asta e extrem de complexă. Și e complexă din, din următorul motiv. Pentru că, uite, capitalul cultural al unei persoane reprezintă, practic, expertiza lui. Da? Cunoașterea sa semantică, este un termen tehnic, se referă la ce știu despre Univers. Da? Pe exemplu, un lucru cum ai fi, George Bona știe că lungimile de legături sigma în diamant sunt de 1,41 angstă. Bravo, eu cunoaște e semantică. Înseamnă că pot să-mi dau cu părerea cât de mult? Poți să-ți dau decât să cât de cât cu părerea despre diamante, da. Că știi ceva chimie. Bun, dar este și cunoașterea procedurală care e definită generic de know-how, știu cum să fac lucruri, cum ar fi știu să editez un video, știu cum să generez hype în jurul acela. Da, da, mi se pare că tu pui problema acum foarte corect, dar o pui în zona în care eu aș fi specialist într-un domeniu. Corect, dar... și oamenii ăștia vrei să spui nu sunt specialiști pe produsul Inclusiv pe care îl promovează. nu sunt specialist, adică pe mine Corect, probabil... dar e altceva ceea ce tu generezi, pui, pentru că asta e al doilea factor despre care vreau să discutăm și anume pentru că tu generezi oameni care se uită la tine, pentru că îți dau follow pe Instagram, pe Facebook și atunci da, da, oamenii o reclamă știu, mai cum gratuită. Da, dar oamenii ei știu că eu sau alții cu o plajă de urmăritori nu suntem specialiști. Și de fapt asta mi se pare foarte interesant. Uite că a fost și cazul uh -huh. de curând în vara asta cu mai multe vedete care au recomandat produse cosmetice, uh -huh. creme, săpunuri, care pentru anumite persoane au fost dăunătoare. Evident, ele nu au fost recomandate medical, pur și simplu te uitai pe Instagram și era vedeta de X care îți recomanda o cremă de la care făceai acne. Sigur. Cum funcționează mintea umană, astfel încât mm -hmm. tu nu percepi că un produs care ți este foarte intim ca utilizare, precum mm -hmm. o cremă de noapte, mm -hmm. cum percepe pe mintea ta să zici că, bă, dacă X persoană se dă crema aia, sigur trebuie să mă dau și eu. Tu știi că ăla e un produs care necesită mai multă analiză medicală. Că hai să zicem, oamenii se pot uita la un film dacă a fost mm -hmm. sau nu recomandat de mine. Ah, eu cred că aici intri într-o problemă foarte complicată care ține de un raport de analiză în piramida dovezilor. Da? Uite, un savant, pe exemplu, când zice un lucru, cum ar spune, zic eu, că o persoană care, să zicem, mai are 200 de selfie-uri pe Facebook e mai probabil, statistic vorbind, să aibă tăsături sau chiar tulburare narcisică de personalitate decât una care are zero sau care nici nu ai poza lui pe profil pe respectiv. Da. Bun, noi vorbim de piramida dovezilor. La bază sunt anecdotele, da? Poți să iei influență ca fiind baza piramidei dovezilor, adică cele mai proaste dovezi pe care le-ai putea avea din punct de vedere empiric Cei pentru mai pentru garanția Într-un fel sau altul, da, pentru că e ca și cum eu ți-a spune, mamă, tu știi că bunicul meu uh, a fumat 60 de ani și a fost, a fost ok? Deci e bine de să ani. fumezi. A fumat 100 de ani, Exact. Astea sunt anecdote, pentru că nu e o analiză profundă a factorilor genetici, factorilor de mediu, ce a fumat, când a fumat, cum e compoziția genelor, cum e partea de epigenetică, etc. După care mergi la studii corelaționale, studii experimentale și în vârf meta-analize. Dar mai gândește-te în felul următor. Noi aici discutăm despre produse comerciale. Da? Produsele comerciale rarului, au meta-analize pe ele. Dacă sunt făcute studii de piață, sunt făcute pentru lucruri care țin efectiv de a vinde produsul, nu de ce face produsul. Evident că tu știi căruia influencer să-i te adresezi pentru că el are targetul potrivit pentru produsul Da, tău. să zicem că ai luat exemplu lucrurilor uh, din industria cosmetică, da? o anumită cremă. Da? Okay? Cine crezi că a făcut studiu pe impactul acelei creme asupra anumitor parametrii să zicem, dermatologici? Nimeni. Compania, dacă a făcut un studiu și a folosit un focus group, a folosit uh, niște cercete, că ei sunt nevoiți, nu voi nici ei să aibă, evident, uh, procese, da? legale intentate împotriva lui s au uitat mai degrabă la ambalaj, la culoare, la, la comunicare. ce cumpără oamenii de obicei, cine sunt cei mai populari oameni, ce target, ce sector demografic vrem să luăm în calcul ca să facem o campanie focalizată. Lucruri de genul ăsta care țin de aparență. Nu cred că au luat 100.000 de oameni și le-au dat produsul respectiv și au făcut ce face FDA-ul, Food and Drugs Administration American, să-l zacă prin diferite țară lui înainte să-l pună pe piață. Deci, ipso fac adică pe care, de consecință, ideea e fi că oamenii sunt lejeri. Nu voi să caute în piramida dovezilor, da? Și mai mult decât atât, s-ar putea să nu existe piramida dovezilor. Așa că merg la bază, la anecdote dacă, nu știu, George Bona are un ten super de bebeluș și folosește crema asta, nu vreau să dau nume, evident, că nu vreau să fac reclamă nimănui, în afară de George Bona. În afară de crema care mă dau eu. Așa? George Bonea e sexy, văd pielea lui cât de mișto arată, deci atunci se o garanție anecdotică că crema aia nu face eu. Acum ca o glumă, dar astea nu știu, se dădea prietena cu ceva lut amazonian și m-am dat și eu, bă, și după ce m-am spălat, era extraordinar de lucioasă pielea. Bravă. Dar, evident, că nu poți po să promovezi asta, pentru că nu funcționează Lutul Amazonian pentru toată lumea. Mă gândesc eu. Așa cu... Sunt date de natură anecdotică, de asta anecdote, practic. Dar, practic, oamenii le acceptă. De ce? Pentru că e varianta cea mai ușoară. Nu știu dacă le acceptăm în moment. Le... Ba, le Acceptă că, da, ai produse care se vând din considerente anecdotice, dar ai vedete care îți promovează produse. Corect, dar asta pentru că mulți oameni cad într-o eroare de genul cum hoc ego promter hoc. Adică o corelație pe care o confundă cu cauzalitate. De genul George Bona poate are pielea asta super, nu pentru că se dă cu anumită cremă, ci pentru că genele lui, în combinație cu experiența de viață, cu trăsături de personalitate care îl fac să nu fumeze, să nu bea, să nu se expună la soare, îl fac să fie așa. Dar asta este ceea ce se numește eroarea în logică cum hoc ego hoc, care pe românește înseamnă cu aceasta, deci din cauza aceasta. Dacă A și B corelează, George Bona crema, înseamnă că A e cauza lui B, crema e cauza tenului superb al lui George. Deci evident este fals, pentru că sunt variabile mediatoare implicate și sunt variabile la care nimeni n-are acces, nici măcar tu, că nu cred că îți știi tu genele pe de rost. Nu, no, yeah. absolut nu. Dar asta și mă gândesc că dacă oamenii ar analiza s-ar analiza pe sine atât de bine când ar alege produsele, cred că e efectiv, tocmai ce de zis, ai re regândit tot sistemul în care te Dar spunem tu ce alternative ai avea, pentru că, după cum îți spuneam, strategia unui savant este să uite la meta-analize. Pentru că presupui păi, că în piramida dovezilor, cu cât mergi mai sus, de la cercetări și date anecdotice la corelații, la cauzalitate demonstrată sau susținută, mai bine spus, prin experiment, până la meta-analiză, care practic reunește la oaltă mai multe studii ca să-mi dea cea mai informată decizie din punct de vedere statistic. Dacă nu există date. alea, ce alternativă păi, are? avea? Ce uistică alternativă are? Opera? Uite, o alternativă, tot plecând la ideea de sănătate, e ceva prin care am trecut și eu și din ce în ce mai mulți apropiații știu în povestea asta. Majoritatea dermatologilor cu care am discutat, atât din nevoie cât și din curiozitate, mi-a zis că mare parte din șampoanele pe care le vedem în reclame și le putem cumpăra de unde ne cumpărăm iaurt și cauciucuri de iarnă, uh -huh. nu sunt sănătoase, nu sunt bune. Uh -huh. Și tenul, pielea scalpului este atât de sensibilă încât realmente ar trebui să faci niște teste în prealabil de la care să afli sau măcar să folosești produse care clar sunt testate și uh -huh. bine făcute. Deci cel puțin în piața de șampoane sau uh -huh. săpunuri, cred că poți să faci acest minim efort Mm -hmm. uh, poate chiar și. Să te uiți pe sticlă, să vezi să ce Să te uiți pe sticlă, să întrebi al... un dermatolog, mm -hmm. să cercetezi un pic mai o, Depinde, mai țin minte la inițial, când spuneam despre calculul ăla, eu ca să-mi cumpăr, spre exemplu, mașina mea de călcat, pe care de altfel nici nu o folosesc eu, uh, că nu știu să calc, am stat aproximativ 6 ore, iar analiza mea a fost extrem de complicată. Am, Am luat în calcul toate, toți factorii. Și gândește-te că oamenii au o lejeritate cognitivă. De asta ajungem la stereotipii, la distorsiuni cognitive, suprageneralizări, adică etichetări. Pentru că lejeritatea cognitivă spune așa, cât de mult efort să bag în chestia asta merită sau mai bine tai colțul informațional? E da, dar în contextul în care vorbim de sănătatea ta, cred că merită. Adică, ok, la, la fierul de călcat... Mm -hmm. Nu cred că merită. Okay, că merită nu merită. Și. și probabil sunt multe alte obiecte la care nu merită. Depinde cât de des folosești. Adică la un telefon probabil că merită să te documentezi, mm -hmm. că nu vrei să dai 3.000 de lei mm -hmm. pe un telefon care să duce drag într-un an. Dar de exemplu când vine vorba de sănătate, uite, suplimentele alimentare despre mm -hmm. care am mai scris și am mai discutat și cu alții, o piață foarte manipulativă. Mm -hmm. Și cu foarte mulți cumpărători. Și oamenii nu studiază cumva mai mult ceea ce înseamnă. Adică, efectiv, vezi o reclamă la suplimente alimentare și, și eu o să-mi iau și chestia asta, o să-mi iau și asta. Mm -hmm. Asta zice că ajută la ficat, asta ajută la ce, la un mm -hmm. Dar sunt vândute ca suplimente și nu ca medicamente. Păi, adică, da, există da, un e foarte. Există chinusă. o etichetă de disclaimer al producătorului care spune ceea ce vei lua este a. Dar aici te să nu, e, să nu, eliminăm din ecuație și efectul placebo. Tot ai un efect psihologic bun pentru tine, placebo. E demonstrat? Ai empiric dovedit câte la sută nu. poate funcționa? Nu, pe atunci e doar... Nu, E doar o supoziție că el funcționează. Placebo e un efect real, neurologic. El e un efect real, dar nu știm pentru câte persoane funcționează, nu. astfel încât să merite. Și aceeași era și problema anterioară, și anume că unele date în ceea ce privește utilizarea unui astfel de lucru nu există. Ok, păi și atunci doar scuza placebo uh, permite existența nu. unei astfel de piețe care... Depinde de din ce perspectivă o iei, pentru că aceste lucruri nu sunt vândute ca medicamente și deci pe care de consecință nu sunt supuse acelor așa reglementări. Corect. Dar uite, pot să dau un exemplu chiar personal. Și atunci îți lasă, ție libertatea să zici așa. Mi-asum. Îți dau un exemplu critic în sensul ăsta, da? un anumit, nu în ghilimele, nu e medicament. E o substanță care e foarte populară în Ucraina și în Rusia. Se numește fenibut. E utilizată de obicei pentru tratarea sau gestionarea stărilor de anxietate. Fă, fă o cercetare și vezi cât de mult s-a scris în literatura anglosaxonă pe tema asta. El e vândut în România ca supliment, deși eu are un efect psihoactiv foarte, foarte clar. Un alt exemplu, alcoolul, are efecte psihoactive, evident, la fel ca și ca nicotina. Fenibutul, alcoolul și benzodiazepinele, toate acționează asupra aceleași receptori din creier, nu? Gaba. Dar sunt vândute ca lucruri diferite, în ciuda efectului lor și terapeutic, dar și potențialului lor de abuz. Ok. Mie mi se pare că, legat de ce vorbeam cu suplimentele. Chiar și eu la un moment dat am fost abordat pentru a lucra din poziția uh -huh. de copywriter pentru un supliment și direcția era destul de clară. Nu este testat, uh -huh. nu este medicament, uh -huh. dar trebuie să-l faci să pară că este medicament. Uh -huh. Și asta se... Și ce s-a făcut pe tine psihologic să refuzi o astfel de oportunitate? Îmi permit luxul de a refuza oamenii în care să lucrez. Adică, prin uh -huh. freelancer pot să refuz uh -huh. să lucrez cu anumite... Right. Pentru că oricum este mie foarte greu să lucrez cu ceva care mm -hmm. nu-mi place. E ca, mm -hmm. probabil, cum e la tine în cabinet. Mm -hmm. Dacă simți că nu poți să lucrezi cu un mm -hmm. uh, pacient, nu, mm -hmm. continuu, imaginez. Mm -hmm. Cu toate că am auzit cazuri foarte ciudate de terapeuți care, ani de zile, au mers cu un pacient care nu făcea niciun progres. Mm -hmm. da. Probabil sunt metode și metode de business. Dar asta zic că. Overall e o manipulare, ele sunt suplimentele, mm -hmm. tu știi că e un supliment, eu știu mm -hmm. că e un supliment, avem disclaimer jos că e un supliment, mm -hmm. dar toată reclama, mă refer la TV, e construită astfel încât să pară că e un medicament, pentru că vezi elemente științifice, uh -huh. cuvinte uh -huh. complicate științifice. Vezi imagini cu organele care uh -huh. se vin, cum el a ficat. Deci, uh -huh. tema centrală, un influencer care practic capitalizează pe aia cum hoche, gopro, pe Exact, exact. Hoc. Adică, cu aceasta, deci, din cauza aia, omul ăsta e așa, îmi place de el, e super, temeni ăștia. Deci, automat, dacă el consumă, e o anecdotă care o folosesc ca probă în direcția de, de verificare, E practic o demonstrație că produsul funcționează. Din punct de vedere strict baesian, e adevărat, pentru că e o confirmare. Problema este cu cât îți crește probabilitatea subiectivă cu care tu crezi în ipoteză. Pentru că da, și o anecdotă e la baza piramidei dovezilor într-o anumită direcție. Da, da, e la bază. Exact. Adică e foarte la da, adică e foarte departe. E de... foarte la bază, e chiar mm -hmm. baza piramidei. Și de, na, vorbind, în ce punct trebuie să ajungă consumatorul final să-și dea seama de toate astea? Adică, consumatorul mie... final ia o decizie legată de produs. Nu, el el intelectual cât de evoluat ar trebui să fie ca să ajungă în punctul în care să zică băi, eu nu cred că mi se potrivește produsul ăsta doar pentru că bone îl folosește. Mi se pare... Bună întrebare. Mi se pare că este un decalaj enorm între... Depinde, pentru că aici de... operează niște distorsiuni cognitive care sunt foarte, foarte periculoase. Spre exemplu... Hai să-ți dau un, un exemplu foarte simplu, cunoscut de aproape toți psihologii, chiar studenții dar anul întâi. E vorba despre o eroare de atribuire. Tindem să credem, spre exemplu, și au fost făcute, statistic vorbim, mă refer, rezultatele, nu sunt imoabile, în științele socio-umane niciodată n-ai 100% la ceva. Dar vezi o persoană, spre exemplu, nu știu, zăguță, simpatică, cum se cade, ai tendința să consideri că acele trăsături care țin de agreabilitate, frumusețe fizică sau alte lucruri care sunt teoretic paralele, corelează, să spune și cu inteligența. Da, erau corelate cu inteligența. Da, studiile arată că de obicei tindem să investim, să considerăm că o persoană care arată bine, spre exemplu, sau e prezentabilă, e mai inteligentă decât una care nu arată. Da? Sau e mai Ocultă? Sau e mai amabilă? Mai agreabilă? Știam că de corelația cu agreabilitatea, dar mă distrează mm -hmm. sau de ideea de corelație cu inteligența în mm -hmm. contextul în care mass media zugrevește de ani de zile imaginea fetei frumoase și proaste. Mm -hmm. Și încerc să-mi dau seama dacă fac chestia asta ca o ironie asupra ceea mm -hmm. ce știm științific sau pur și simplu asta este o altă perspectivă socială. Nu, nu știu de unde sunt sursele tale, mass media, pentru că. Uite, nu, e, nu, te uiți în filme, te uiți la emisiuni, numai uh -huh. ideea, conceptul de asistentă. Dar nu de. sunt toate cum utilizate în sensul moistic? Ba da, dar asta nu scuză cu nimic. Că... Cu siguranță că nu. E o stereotipie. Da. Păi da. Dar e și o stereotipie care ai un anumit sâmbure de adevăr. Păi, și atunci unde se mai pupă cu Ceea ce e vorba despre ce cred oamenii Nu de ceea ce știu oamenii Pentru da, că tu, da. spre exemplu, când te uiți la Fata aia pe care tu o consideri frumoasă Și proastă, da? Hai să nu folosim eticheta atât de dure. În coeficient <laughs> de inteligență na, Naiva se suprapune Peste alte alt construct psihologic Cu un coeficient de inteligență sub medie, da? Okay. Ai părerea ta. Tu ne-ai dat un test de inteligență N-ai folosit mai multe teste de inteligență Ca să vezi cum se Corect, dar datele. Ea ți este conturată ca fiind în postul asta. Revin la da, ea ți este conturată, e vândută ca un produs exact. de genul ăsta, da. Dar ăla este un stereotip, da? Cu care oamenii poate s-au obișnuit, dar tendința noastră naturală este să considerăm că oamenii care sunt, cum am spus, arată într-un anumit fel prezentabil sau ne atrag din punct de vedere sexual sau fizic, sunt mai inteligenți decât restul populației. Cu cât mai inteligenți, asta variază, evident. Dar nu e ceea ceva ceea ce știe, ceva ceea ce crezi. E ceea ceva ceea ce spui pariu pe o credință. Dar am și invocat baesianismul anterior. Știu că și citisem la un moment dat despre chestia asta cum că bebelușii ar prefera oamenii uh, chipurile frumoase, uh, chipurile simetrice. Mm -hmm. Exact. Le strânesc exact. mai multă încredere. Oh. Și... Nu, înseamnă că suntem atât de bazale, adică rămânem atât de... Neapărat, pentru că sunt niște tendințe cognitive. Nu poți să ai pretenția, sau nu ai spune nu pot, nu e realist să ai pretenția ca oamenii să fie conștienți de toate distorsiunile lor cognitive. Asta e o distorsiune, spre exemplu. Fiind o distorsiune cognitivă, adică o lentilă care, la fel ca o lentilă de ochelar, face ca realitatea obiectivă pe care nu o cunoști să fie transpusă într-o realitate subiectivă pe care o crezi foarte tare, E ceva ceea ce nici psihologii nu reușesc în lumea să-și dea seama de toate viciile lor în procesarea informației. Unele din viciile astea sunt inerente și imposibil de schimbat. E ceea ce se numește în psihologia cognitivă modularitate, conceptul lui Jerry Fowler. exemplu, tu știi o iluzie optică, cum ar fi, nu știu, celebrele segmente ale lui Mueller da? sau banda Lumach, Mach, sau cu um, cercurile lui Ebbinghaus. Tu știi că e o iluzie, dar tot o vezi ca o iluzie. Dar nu poți să o descompui, să Exact, să asta se numește în termeni tehnici în cognitivă. Faptul că, deși știi ceva, simțurile tale sunt ca un modul care îți dau alt feed la sediu central. Deci, de exemplu, la ceea ce nici până astăzi nu e înțeles complet, iluzia lunii, da? Că odată vezi luna aproape de orizont, nu mai mare decât în mod uzual. Evident că există multe probe adiacente care îți spun: Luna nu e mai aproape de Pământ, că dacă ar fi mai aproape, ai fi sub apă și ai muri, acțiunea gravitațională ar face să crească nivelul apei și să, te, să mori instant, din cauza faptului că crește oceanul. Dar, pe de altă parte, nici nu poți să-ți spui: nu o văd așa. O vezi așa? Da, no, da. No, no. Sunt aceste tipuri de distorsiuni care sunt extrem de puternic înrădăcinate în, în, în arhitectura noastră cognitivă și alte tipuri de distorsiuni cu care poți să lupți. Eu cred că distorsiunile alea care se bazează pe suprageneralizare, cum discutam, pe eroi vicii de logică, cum este celebra acum hoc ego prompter hoc, deci cu aceasta, deci din cauza aceasta, ca să traduc din latină, sunt lucruri cu care poți să lupți, pentru că sunt vicii ale sediului central, cum mai spune Jerry Froder, nu ale simțurilor tale sau unor module cognitive care sunt puțin mai rigide, robuste. Da, da, uite că totuși trăim într-o societate în care oamenii nu reușesc să lupte nici cu aceste erori. Și tocmai din cauza care... asta noi presupunem că e o chestie care ține de instruire. Că dacă n-ar fi o chestie care ține de instruire și ar fi ceva în care mai parte din factori ar fi genetici, n-ar mai avea sens nici terapia cognitiv-comportamentală, spre exemplu. Sau rațional emotivă Și nu ajungem la punctul la care nu-mi place niciodată, în care trebuie să tranșez totul spunând e o problemă de educație. Păi e o problemă parțial de educație, pentru că sunt unele distorsiuni cognitive care nu ai ce să faci împotriva lor. Tu înveți, pe exemplu, de iluzii optice, că sunt iluzii optice, dar tot le vezi ca iluzii optice. Asta se numește încapsulare, în termeni tehnici, încapsulare informațională, impenetrabilitate cognitivă. Oricât de mult știi sau crezi că ai date care susțin o iluzie, tot o iluzie vezi. Dar sunt, cum spuneam, alte distorsiuni de natură cognitivă care țin de gândire, care, da, țin de educație. Iar statisticile ne arată că coeficientul de inteligență, spre exemplu, sau nivelul de pregătire academică, nu e un factor care influențează succesul în terapie. Deci dacă practic cauza de a problemelor este sau a comportamentului disfuncțional e generat de un astfel de viciu de gândire, el poate fi remediat prin educație. Și asta încerci și tu să faci, să încercăm să punctăm oamenilor unele lucruri. Dar cum îți spuneam, acele lucruri pe care influențării le fac la baza piramidei, fiind tehnic vorbind anecdote, sunt tot probe care sunt confirmatorii în sens baesian pentru ipoteză. Sunt tot observații pe care le faci. Acum că nu sunt cele mai bune informații, e partea a doua, nu toată lumea vrea să optimizeze viața. Uneori la. sunt chiar nocive. Uneori exact sunt chiar nocive. acolo apare problema. Uneori sunt chiar nocive pentru că ceea ce le lipsește, ca să poată să facă, ca să fie chiar și o anecdotă, e că persoana aia chiar folosește produsul. Da. da Mi-a ridicat la filă o chestie, și poate e o paranteză mai Criar. lungă sau mai scurtă, dar cred că se pupă cu perioada în care trăim, fix acum, că vin alegerile. Ai spus tu că inteligența și educația nu e neapărat un apanaj al autocunoașterii și al succesului, A, al succesului terapeutic. terapeutic, da. terapeutic. A, Cred că, dacă nu mă înșel, podcastul trecut vorbeam cu cei uh -huh. din comunitate despre dreptul de a vota și dacă uh -huh. ar trebui votul dat pe anumite uh -huh. considerente, nu știu, studii, venituri, uh -huh. nu știu. La fel, discuția se poate duce și pe cine să facă copii sau nu. și uh -huh. Este vreo dovadă a legăturii dintre inteligență și vot? Nu aș spune chestia asta, aș spune să te uiți la altă tăsătură care nu ai tendința Pentru că nu știu că ai de remarcat, dar există o, aroganță unor oameni de a spune, nu știu mă, dacă n-ai facultate, dacă ai sub o clasă, să... Dar nu cu... să mai ceea ce mă invistu, să, să discut despre un concept numit eugenie. Știu. Și eu nu o să fac asta. <laughs> Am încercat. Am încercat. Nu, o să spun doar altceva, și anume că tendințele tale la nivel de valori, să virezi pe extrema stânga sau extrema dreapta, fie economic, fie social, voi depinde mult mai mult decât un, de un factor 2 din superior de personalitate numit deschidere decât de inteligența ta. Cei drepte, există o corelație mică de aproximativ 0,1-0,2 între deschidere către experiență și inteligență. Deschiderea către experiență ca să poți să explic tuturor oamenilor e o trăsătură. E un factor, de fapt, de personalitate 2 din superior. Modelele moderne au 5 sau 6. Big Five sau Hexaco. Nevrotism, extraversie, deschidere, agrabilitate, conștiinciozitate. Iar în Hexaco mai e și smerenie. Da? Humility în limba engleză. Deschiderea e un factor foarte important pentru că ține de cât de mult caut artă, cât de mult caut poezie, cât de mult sunt mișcat de artă, dar ține de asemenea și de partea de cum mă poziționez față de autoritate. Sunt pro sau sunt contra? Sunt mai degrabă libertarian sau sunt mai degrabă conservator? Și studiile de genetică comportamentală, spre exemplu Young și colaboratorii, 1994, le știu pe de nu, nu fi uimit când citești literatura de mii, două le -ți minte. Arată că coeficientul de eritabilitate al deschiderii către experienței aproximează 0,6%. Și ce înseamnă coeficientul de irritabilitate? Coeficientul de irritabilitate îți spune cât la sută din varianța unei anumite trăsături de fenotip sau construct latent e explicabil în termeni varianței genotipale. Asta nu înseamnă că dacă mama și, mama și tatăl tău au fost, nu știu, con în contracultură, hipioți, tu o să fii ultraliberal. Nu înseamnă asta. De obicei, lucrurile astea colapsează în 0 sau 1. Dar înseamnă că, la nivel de populație, mai parte din. Factorii care determină deschiderea către experiențe sunt genetici și nu de mediu. Și din cauza asta, poate vezi, transcontextual, transformarea sistemului politic sau tendința sistemului politic de a vira către bipartidism. Conservatori și liberali, mai simplu... republicani și democrați, pentru că captează foarte bine o dihotomizare inerentă produsă de această fațetă numită idei și valori. De fapt, sunt două fațete ale deschiderii către experiență. Iar dacă vedem literatura de specialitate, vedem că deschiderea spre experiență e mai influențată spre deosebire de alți factori, cum ar fi nevrotismul sau extraversia, de gene decât de mediu. Și mai mult decât atât, e una dintre trăsăturile care nici până astăzi nu ne e ușor să o schimbăm în terapie. De fapt, e un studiu celebru legat de behavioral change, de schimbare comportamentală, care practic vorbește despre terapie comportamentală pentru a modifica la nivel profund trăsăturile noastre de personalitate, în care deschiderea a fost singurul factor în care cercetătorii n-au reușit, prin tehnicile lor, să le schimbe. E foarte greu de schimbat. De exemplu, cum poți să te convingi pe tine, spre exemplu, George, să nu fii liberal și să fii conservator? Ține și de o chestie care, care e legată de valori. Și atunci cred că trăsăturile astea de personalitate vor influența cum o să te poziționezi față de astfel de subiecte. P Sigur, noi putem să discutăm, dar cum ți-ar spune orice persoană înțeleaptă care a făcut științe politice, tu poți campaniile pentru cei nedeciși. Practic, cei care în curba gausiană de distribuție a tale sunt între minus 1 și o deviație standard. Cei care sunt... De o parte sau de alt... alta? De... Nu, cei care sunt la extremele curbei și care sunt fie foarte conservatori, fie foarte liberali. Da, corect. Da, mi-ar plăcea ca oamenii care ascultă acum să înțeleagă că nu ține de, de, inteligență, ci poate mai mult de, dacă nu mult mai mult de personalitate. Cum te apoietezi față de aceste valori, nu știu, pro viață, pro alegere, te referi? Da, da, da. Da, ținând de să te de, de personalitate sau... la finalul zilei sunt doar tipare mai mult sau mai puțin rigide, dar stabile, de a gândi și de a simți. Și partea de a gândi E importantă, pentru că, uite, poate că inteligența nu influențează poziția asta. Dar există studii de asemenea care tind să sugereze că în America, cel puțin unde chiar se fac cercetări, republicanii ar avea un coeficient mai mic decât democrații. Și atunci o să te întrebi, cum? Îl ți-am spus odată că e o corelație mică între deschidere către experiență, statut academic și inteligență, dar mai e vorba și de altceva, așa, de efortul cognitiv pe care tu îl faci ca să înțelegi un argument. Dacă eu acum aș încerca să fac un argument fie pro, fie contra în ceea ce vrei tu să mă bage în un și anume în discuții despre eugenie, eu o să dau acel argument. Acel argument o să aibă o anumită structură, nu știu, o să fie un ponent oponent, o să fie un silogism ipotetic, nu știu ce o să fie, dar o să fie ceva. Da? Um, ca să poți să intri înăuntru argumentul ăla, îți trebuie una, să faci un anumit efort cognitiv. Iar unii oameni nu vor să-l fac. Pentru că în cel mai multe cazuri nu, nu, e al lor, nu e. Sau pentru că miza nu e atât de importantă, da. miza cred că e, sau cel puțin așa, e zugrăvită ca fiind importantă. Uite, hai să-ți dau un exemplu legat de treaba asta. Nici vorbeați, pe exemplu, de Will to Truth, voința către adevăr, pe care el o descria ca fiind esențială savantului, cercetătorului, filozofului, da? în special filozofului. Asta înseamnă că mai contează mai mult pentru tine adevărul empiric sau un adevăr la care ajungi sau o credință la care ajungi prin argumentație decât să fii tu confortabil. Există o distorsiune, că vorbei de distorsiuni cognitive, numită confirmation bias, distorsiune de confirmare, care înseamnă să cauți surse care îți susțin prejudecățile. Să ții minte selectiv doar sursele care îți mențin prejudecățile. Să faci un mod voit prin cogniție caldă argumente care îți susțin prejudecățile. Ce e cogniția caldă? Să acele gânduri care sunt mai degrabă susținute de emoții decât de ah, logică. Okay. Spre exemplu, motivated cognition. Să zicem, nu știu, eu sunt super bogat, să zicem, și sunt pe partea uh, sunt sus în ierarhia economică, așa că susțin liberalismul economic pentru că se întâmplă să fi fost norocos. Sau eu se sunt se întâmplă super să fiu sar... bogat. Exact. Sau eu sunt super sărac, și atunci susțin uh, uh, inversul, și anume intervenția statului foarte foarte puternică, uh, politici de stânga. Asta se numesc motivated cognition, pentru că sunt cogniții motivate de unde ești tu. Nu sunt cogniții motivate de unde sunt oamenii statistici sau de ce e benefic pentru specia ta pe termen mediu și lung. Da. a nu te gândit legat de viziunile pe care le am și mediul din care am pornit și cum am ajuns. Și cred că dacă stau să mă gândesc, cunosc foarte puțini oameni care au opțiuni politice în raport opus cu ceea ce măcar au trăit ei în prima parte a vieții, în primii 14 ani sau primii a, uite, spre exemplu, ia, ia situația asta, da? Multe cercetări îți elevă faptul că intelectualii, care e temen vag, totuși, Preacă la au ca ai studii superioare. de, superioare. de extremă stânga din punct de vedere social. Baza 18. fiind ce, o empatie sau? Înseamnă, practic, să virezi împotriva ideilor conservatoare, da? să fii pro... Pe asta zic, o empatie cu probabil mai multe pături sociale. Sau... Da. Și ce aș recomanda acelui intelectual? intelectuali ar fi să fie foarte atenți la o eroare de relevanță, cum se numește în logică, un ignoratio elenchi. Da? Ignoratio elenchi înseamnă uh, să ignori ceea ce ai de demonstrat, da? să ai un viciu practic de retorică undeva, undeva în structura argumentativă de tip argumentum ad novum. Argumentul ad nou înseamnă dacă ceva e mai nou, înseamnă că e mai bun. Există și inversul, evident. Dacă ceva e mai vechi, înseamnă că e... Da, nu se mai fac microfoanele nu. cum se făceau Exact, nu exact. mai sunt doar frigiderile cum se făceau odată. De... ambele sunt dispersie. Da. Știu că podcastul ăsta e urmărit și de oameni care sunt stângiști, spre foarte stângiști, așa că probabil ceea ce ai spus tu acum o să atragă ceva comentarii. Eu cumva abia aștept să văd opiniile lor. Da, nu, important nu e că există, că acum noi în domeniul al unor valori, da? Și ți-am spus că chiar această dimensiune, de fapt, e o fațetă a deschiderii către experiențe, că chiar așa se numește valori. Persoane care au un scor ridicat la un instrument, să zicem NIOPR, pe astfel de fațetă a deschiderii către experiențe, de obicei au valori care, care noi tindem să le numim, să le etichetăm de liberale. Adică pro-LGBTQ+, etc. Ah, că nu sunt inerent rele. asta încercam să spun, George. Nu sunt nici inerent bune în principal, dar există argumente în spatele lor și important că eu pentru toată lumea este să se uite la argumente. Și să se asigure că acele argumente nu au în interiorul lor această cogniție motivată. Îmi ziceți seama câtă analiză necesită din partea fiecurei asta. Tocmai asta era argumentul meu central anterior, și anume că analiza atinge un nivel atât de ridicat încât, în mai măsură, tins vrei să tai colțul din punct de vedere cognitiv. Da, și mm. uneori tai senzațional de mult. Și uneori tai extra-sensațional de mult, exact. Dar uite, am mai uh, descoperit recent o chestie pe care probabil. E, mulți nu, știu. uite, asta este important, că dacă tu ai fi uh, Derek Parfit, n-ai tăia colțul. că ai munca ta. Ești plătit să fii mai deștept. Pentru cei care nu știu cine e Derek Parfit, dați un search pe internet. E unul din filozofii britanici care cred că toată viața a muncit numai screen cărți. Sigur, a scris o carte excepțională despre etică, îți recomand să o citești, dar el e plătit pentru asta. Nu? Și, în aceeași manieră, el trebuie, prin definiția dată de datoria pentru care e plătit, să fie foarte atent la ceea ce spune și să cântărească argumentele. Dar, pentru o persoană care nu derivă o remunerație din astfel de lucruri, ea e o chestie care are o tangență pragmatică doar intermediată de grupul social. Da, dar te afectează. Cred că, la un moment dat, ești responsabil față de tine să faci o analiză cât mai atentă asupra ceea ce gândești sau ceea ce consumi. Ar fi preferabil. Pentru că te, te afectează direct. Ar fi preferabil, într-adevăr. Dar n-aș vrea să intrăm în celebra polemică de genul ce egoistică să utilizezi. Că egoistica de a tăia colțul nu întotdeauna proastă. A asta încercam să spun și anume că din punct de vedere al selecției naturale există un motiv pentru care noi tăiem colțul cognitiv. Sigur, există și un argument celebru al lui Tubi și Cosmides pe exemplu legat de faptul că unele astfel de viciuri sunt practic un exemplu de decalaj adaptativ. Dar eu cred că euisticile nu trebuie aruncate la gunoi. E o vorbă celebră în spațiul anglosaxon, n-a ca bebelușul cu tot cu apa din copai. Unele tăieri de colțuri sunt chiar ok. Să dau un exemplu de, zice, de influencer. Uite, există niște cărți celebre scrise de Boyd și Richardson în anii 80 legat de evoluția culturii și după aia de către Heinrich, da? Și... Um, Alți antropologi culturali. Există ceea ce se numește uh, biased cultural transmission, bazat pe prestigiu. Da? Biased cultural transmission sau distorsiune de transmitere a unui model cultural bazat pe prestigiu pleacă pe ceea ce boi și juice se numeau uh, ipoteza costului învățării. Tu, ca să înveți individual dacă crema X e bună sau ea, trebuie să o folosești pentru o perioadă suficient de timp, de mare să fie de timp, relevantă. Da. încât să poți să tragi concluzii statistice. Un tip de copiere de model cultural pe care toată lumea îl știe e transmisia culturală distorsionată bazată pe frecvență. Iau ceea ce e popular. De exemplu, George, te-ai dus la Avengers Endgame? Știu că l-am văzut, dar nu știu dacă l-am văzut la cinematograf. Foarte prost fiu. da? Mulți au văzut. <laughs> De ce? Pentru că ai citit în box office, Mojo sau în alte site-uri că e cel mai vizionat film din toate timpurile. Cu ce Cel mai ca de fapt, cel mai vizionat e pe ipad Dar l-au spus. Așa. Da. Uh, Înțelegi ideea? Asta este o transmitere a unui comportament cultural bazat pe frecvență. La fel, în aceeași manieră, Boyd și Richard să vorbeze despre transmitere distorsionată, culturală, bazată pe prestigiu, pe succes sau invers, antisocialul sau disocialul, cum îl numește ICD-11, 10, pardon, că de 11 nu mai sunt tulburările, uh, care ai invers, ai copiază suces. ceea ce e puțin frecvent, e legică contra. Dacă am aflat, e. pe exemplu, nu știu, că Neipan Def e ascultat doar de 10 oameni în lume, ascult Neipan Def, că e opus majorității de sunt deștept. Înseamnă că, fac o paranteză egoistă. Înseamnă că e posibil ca asta să fie o explicație pentru oare ce succes al speakerului demotivațional faptul că se plasează într-o tabără opusă uh, majorității. Mainstream-ului? Da. E o posibilitate. E ceea ce antropologii culturali numesc, numesc, transmisie culturală, nu? Antifrecvență, adică e negative frequency selection. Și negative frequency selection, din păcate, are o problemă. Și problema centrală este că ea crește în popularitate când sunt mulți și când devine o nouă scade. <coughs> De genul nu metal, nu? Știi genul muzical, da? Da, da, da. Dacă te-ai născut undeva prin anii 80, știi că la începutul anilor 90, după ce Ganju și-a trăit viața, a pus o formație de nu metal și de metal alternativ. Care erau populare în momentul în care nimeni nu le asculta, după care a zis, ah, o le ascult Scorn și Linkin Park, aia sunt niște boy bands. S-a dus în jos imediat. Cei drept asta se întâmplă și cu speakerul de motivațional. A avut un boom. Și după aia s-a ajuns la un plafon unde are o bază Da, și asta ți-am spus că copierea modelelor culturale cu frecvență negativă are o limită în care funcționează. Și cred că în felul ăsta, nu numai că am trimis oamenii spre a citi niște opere de mare însemnătate pentru evoluția culturii și psihologie, dar cred că de asemenea ți-am explicat și partea cu influencerul. Influencerul a intrat pe distorsiune de transmitere culturală bazată pe prestigiu sau succes. Dar n-am vorbit despre narcisismul lor. Ei... Narcisismul, spică, ului de motivațional sau Prin narcisismul influencerului influencer în general? Am înțeles. Sigur, o să vorbim. Nu vrei să luăm mai grabă o pauză de 5 minute și după A, da. aia să. continuăm cu acest subiect. N-aș vrea să fie foarte mulți termeni tehnici, astfel încât încerc să -am explic, că explic că pe Acum în pauză, oamenii și, și notează frumos, bagă la calculator. Da, păi nu, cartea aia lui Boris și Richard sunt din 85, legată de uh, evoluția culturii, o carte foarte grea. Nu mă aștept, cum ziceai tu, da? Îți dădeam exemplu. Derek Parfit e interesat să analizeze la sânge argumente și să încerce să-și facă mintea când mai <coughs> desprinsă de vicii de genul ăsta, de cogniții la cald, da? Dar tu nu ești direct parfit. Tu nu lucrezi la Oxford și ești plătit cu 5.000 de lire lunar ca să studiezi. Tu ești plătit să fii sexy, amuzant, șmecher, să pui marfă pe Să... Și atunci pe care de consecință e vorba și de pragmatismul de ce să fac efortul ăsta. Pentru ce merită să fac efortul ăsta? nu mai bine să tai colțul? Și de am spus că, într-un fel sau altul, îmi place mai mult abordarea unui Beck decât a unui Ellis. Ellis ar fi zis irrațional, Beck ar fi zis e disfuncțional. Dar există și un pragmatism în acele disfuncții și anume pragmatismul faptului că pentru existența ta nu, nu, nu e relevant, nu din asta să câștigi existența. Dacă ajunge însă să aibă un anumit impact major asupra vieții tale, cum de, de exemplu cu produsele, dacă în joc nu e o cremă care doar poate să-mi facă, nu știu să zicem, coj la nivelul feței sau un șampon și ceva care poate să îmi dea impotență, imediat lucrurile se modifică. Da, corect. Bine, nu. Bun, să avem o mică pauză, da? Și după aia revenim cu discuția despre narcisism. Ați avut parte de o superbă pauză cu muzică de lift și acum îmi place să vă mai ofer din când în când și noi am vorbit subiecte pe care nu le putem vorbi încă aici, dar cum ar fi fotbalul. Exact. Nu putem să vorbim despre fotbal pentru că am stărnit mult prea multe pasiuni, mult prea exact. multe exact. înjurături. Revenind la narcisism, da. întrebarea ar fi, ok, recunoaștem narcisiștii de pe Facebook, unii oameni nu îi recunosc, da. De Nu, nu îi da. Deva... recunoaște toată lumea? 300 okay. de selfie-uri, nu-ți dai seama. Că... Ba da, e un indicator, dar aici e bine să ține minte chestia asta, că fiecare test, probă, instrument are o rată de real pozitiv și o rată de real negativ. Real pozitiv înseamnă, practic, să-ți identifice, da? Testul trebuie ca un filtru. Fals pozitiv înseamnă să identifice greșit. Putem identifica greșit. Eu pot acum, spre exemplu, că tu îmi dai un milion de dolari să-mi fac este de selfie-uri. Ceea ce oamenii din jur nu știu. Și eu le pun pe Facebook, dar e ceea ce nu știu eu că le-am făcut din cauza unui motiv financiar că tu mi-ai dat un milion de dolari. Da, dar nu cred că să faci 300 de selfie-uri. Mm, dacă nu, o am bătat în palma mai puține, că te ești să fi prea chinuitor. Dar da, e un indicator bun, știm din studii. Dar aici, aici e important să facem două lucruri. Ți-am zis, primul lucru e să fim foarte conștienți că absolut niciun fel de test în lumea asta, da? mai ales nu în științe socio-umane, nu o să-ți dea o rată 100% de real pozitiv. Iar al doilea lucru, că voi de un spectru de continuitate. Adică lucrurile nu cad în alb și negru, există nuanțe. Aici despre exemplu, 11, la tulburări de personalitate îți spune așa, să scrii ca diagnostic dacă e ușoară, moderată sau severă, în funcție de câte ai sunt afectate ale vieții individului. Dar în afară de asta, ușor, moderat, sever, există și doar trăsături. Pentru că multe studii în momentul de față pe astfel de lucruri, da? să zicem pe triada negativă, da? machiavelism, narcisism, psihopatie, dacă corect ar fi să spui amprente antisociale, sunt, pleacă de la ipoteza continuității. Și ceea ce poți să captezi e o persoană care are amprente pronunțate, dar nu întrunește toate criteriile, dacă ai într-un moment specific din viață se comportă ca un. Îi declanșează într-o anumită perioadă. Da. Bine, ori e acea perioadă, ori e acel context, pentru că dacă ne raportăm la contextul social media, Facebook, mm -hmm. Instagram, nu mai e o perioadă. E... Un mediu deja. E meseria ta, după aia, dacă ești influencer. Da, dar nu, nu ne raportăm în cazul ăsta doar la influencer, Ne raportăm nu. la oameni în general care stau și își fac selfie-uri de dimineața până seara, uh -huh. neavând o plajă de urmăritori, ci pur și simplu e o satisfacție personală pe care o au ei. Dar există o întărire pentru comportamentul ăla, pentru că fără o întărire n-ai putea să ai o creștere sau o intensificare a comportamentului. Și trebuie să spui întrebarea foarte clar dacă întărirea e externă sau e internă. Pentru că o întărie internă ar însemna eu mă plac atât de mult când le fac și rămâne ceva acolo. O întărie externă ar însemna că de fapt ceea ce contribuie la comportament este o aprobare din partea celorlalți. Păi da, dar ce spui tu acum, mă duce eu gândul la o chestie care mi se pare cu atât mai tristă, pentru că pe Instagram, de exemplu, sunt foarte mulți care au un comportament narcisist foarte pronunțat mm -hmm. și urmăriți de foarte puțini oameni. Adică vorbesc mm -hmm. despre puși și puștoaice cu foarte puțini urmăritori care fac asta. Deci dacă pe ei nu-i ceva extern, pentru că la un moment dat e un plafon, nu mai câștige audiență, mm -hmm. înseamnă că realmente intern e o problemă destul de... Da, nu poate să fie numai narcisism, poate să fie și histionism. Sărui, categoriile astea nu mai sunt în ICD, da? nu mai sunt în International Classification of Diseases, pentru că adesea vin la pachet. De regulă, când ai o credință de bază despre propria persoană, că ești excepțional și că ai mai multe drepturi, automat vrei să le arăți altora chestia asta. Da, dar nu e un blocaj la un moment dat când îți dai seama că tu vrei o audiență mai mare, ea nu nu crește și de, uh -huh. din punctul ăla e vorba strict de satisfacția ta. Eu am o altă curiozitate dacă îmi pui întrebarea asta. De unde ești Știi tu conturile alea care au un nume mic de urmăritoare? Da, Le urmărești tu? Nu, Nici măcar n-am Instagram, ca să zic sincer. Deci n-am de unde să știu. Nu, am Instagram și ocazional intru să văd ce tip de oameni mă urmăresc. Da, e da. o curiozitate, mi se pare destul da, de da, da, da. logică. Vrei să știi care e audiența ta. Okay, și și printre, acolo... printre ei uh -huh. găsești și tineri. Bine, de fapt e găsești impropriu spus tine. O găsești oameni, că acum vârstele variază. Știi că de... Instagram în momentul ăsta popular în sectorul demografic 20-30 cel mai mult. Sunt și ceva mai... Da, ai dreptate, dar sunt și ceva mai, mai mari de atât. Și găsești persoane în toate vârstele care au comportamentul ăsta. Au o plajă mică de oameni și au foarte multe poze cu ei. Adică ei sunt propriile lor vedete, Și zici, ok, da? Interesant, ți-am văzut fața de 300 de ori, uh -huh. ți-am văzut vacanțele. Uh -huh. Cred că, bine, e și confuzia asta a rețelor sociale cu albumul de familie Mi se pare surprinzător că uh -huh. oamenii au început să confunde rețeaua socială cu albumul de familie Uh -huh. Și observ chestia asta și la generația părinților noștri. Se comportă de parcă Facebook ar fi album de faia, la modul mai pune niște poze acolo să vedem cum a fost în vacanță uh -huh. A dispărut obiceiul de a ne întâlni la final de vacanță și le arăta oamenilor pe telefon, pe televizor, un uh -huh. album foto, uite uh -huh. cum a fost uh -huh. în X locație uh -huh. Și de asta zic că mi se pare o confuzie care alimentează un comportament cel mai bine cred este să te uiți la studii și să vezi, n-aș putea să spun tipologii, ci ce alimentează comportamentul ăla, pentru că o trebuie să existe de undeva. Cred că pleacă și de la ce vorbeam noi mai devreme cu fashion -ul. O întărire ar putea fi faptul că am fost în Barcelona. Uitați da. poze. Și eu, ca și mulți alți oameni mișto, am fost în Barcelona sau am fost Dar în Paris. că există și alte motive pe care noi nu le cunoaștem pentru că nu s-au făcut prea multe studii pe tema asta. Uite, un exemplu tipic care îmi vine în minte, ideea de, cum ziceai tu, de a mui dușmanul, să vadă alții ce bine o duc, să-și bage un în gât. Nu? Da, da. Evident că nu ai un studiu pe asta, dar putem Nu, nu presupun. ai, pentru că în România nu prea se fac studii. studii dar putem mai... să, Da, studii pe, pe astfel de rețele, dar putem să extrapolăm, nu? Din, să facem un, o, o, aproximare informată bazându-ne pe studiile care au fost făcute pe alte culturi occidentale. Mai fi Australia, Germania, Olanda, America. Acolo s-au făcut studii plecând de la motivația oamenilor de a... De a posta. Sigur că da, sigur că da, știm niște lucruri. Ți-am zis eu și o să fac un curs pe tema asta, pe a ce putem să deducem practic din comportamentul online al unei persoane. E normal că frecvența cu care posteze arată ceva. Oamenii nu postează așa oricând, oricum, trebuie să existe un anumit motiv. Sigur, putem să discutăm despre habitudini, obișnuințe, mi-a făcut un obicei din a face asta, dar și obiceiul ăla e întărit de ceva. Trebuie să fie întărit de faptul că încă mai sunt niște like-uri, sau poate să există o întărire negativă. De deci ce nu mă simt prost și, cumva, anxietatea sau tristețea mea scade în momentul în care fac postarea. Dar poate să însemne ceva când nu faci chestia asta? De exemplu, dar eu nu prea. foarte rar postez poze din vacanță și probabil mm. că mai mulți alții. E asta mm. un semn negativ? Nu știu dacă e un semn negativ, în niciun caz n-aș asta. Și n-aș putea să spun că e un semn negativ pentru că. Și dacă ai fi narcisist nu înseamnă pe care de consecință Mă refer să întunești criteriile DSM da? Din Manualul de diagnoză și statistică folosit în America da? Din 2013, ultima versiune, 5 Și dacă ai fi, nu e, nu e imperios necesar ca uh, consecințele să fie negative pentru tine în viață Cel puțin nu la nivel global Pentru că există o groază de oameni celebri care întunesc criterii de patologie mentală Chiar pe vechea axă 2, adică pe personalitate eu nu să, să vorbim despre bine sau rău, mai degrabă disfuncțional sau funcțional în raport cu obiectivele tale. Și chiar și aia au o, 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 o durată tranzitorie, pentru că uite poți, pe exemplu, să, fii, să ai împărinte narcisice, împărintele narcisice să-ți permită să, sau să te impulsioneze, să te prezinți, da? să fii vocal, să ai până la urmă succes și să-ți aducă un beneficiu pe care, dacă, pe care nu l-ai fi avut dacă tendința de de personalitate n-ai fost în direcția aia și ai fost din potrivă masochist. Da. da. ok, noi știm din studii care se fac deja de câțiva ani de influența pe care o are, să zicem, Facebook sau Instagram asupra da. psihicului da. uman. Am putea face acest joc de imaginație acum, fiind, și mă refer la tine, să ne dăm seama cum ar arăta umanitatea peste 25-30 de ani în contextul în care oamenii își tot construiesc aceste obiceiuri. Depinde pentru că e foarte complicat să dezvoltăm. Adică, să zicem, asta. acest narcisist către ce ar putea să ducă, următorul nivel. Ok, hai să ne gândim primul la ceea ce putem să, să, să vedem, da? Contrar așteptărilor, au fost făcute studii uh, pe cohorte, da? Adică, generația, să zicem, de milenial versus generația Y, pe să de tip narcisic. Eu nu cred că ne uităm corect doar la narcisism. Cred că trebuie să ne uităm și la ceea ce se numește histrionism, adică nevoia persoanei de a arăta, de a fi show-off, de a dramatiza... Da, de a folosi lucruri cât mai colorate ca, să, ca identitatea asta să poată fi exprimată. Ea nu se poate confunda uneori în acest sistem? istoric. Ba da, adesea sunt co corelate între ele. Tocmai asta e unul din motivele pentru că aici de 11, da, că făcut de Organizația Mondială a Sănătății, a decis să nu le mai să le pună toate tulburările la oaltă. Adică acum, spre exemplu, dacă eu aș fi nevoit să fac un diagnostic de genul ăsta, corect ar fi pe baza ICD-ului să spun, să zicem, tulburarea ușoară de personalitate cu amprente predominante de afectivitate negativă, disocialitate, detașare și ce ar mai fi dacă ar fi, pe exemplu, tipare sau nu borderline. Deci nu le mai, tocmai pentru că comorbiditate, adică corelațiile dintre ele sunt foarte ridicate. Adesea, spre exemplu, corelațiile foarte puternice le găsești în ceea ce se numeau înainte clustere sau mănunchiuri. Și ai A, care e în continuitatea schizofreniei, schizoid, schizotipal, paranoid, și clusterul B, de comportamente dramatice, excesive. Nu excentrice, cum e schizoid, schizotipa. Nu, drama queen, spus popular. Da, și cred că ar fi deziabil să ne uităm și pe asta, pentru că în icd de 11, da, care intră sau a intrat deja în funcțiune, nu mai aceste lucruri, tocmai prin cauza faptului că corelează foarte mult aceste tipuri de tulburi între ele. În DSM 5 încă mai ai chestia asta. Și pe asta m-aș uita, în primul rând. Da? Pe amprentele histionice de personalitate pe care oamenii le dezvoltă. Histionism. Care tiu doi bineînțeles, avea o teorie că este mai multe subtipuri. Cel împreunat cu narcisism e ceea ce histionism manipulativ. Dar poate să fie împreunat cu partea antisocială. De genul, hei, uită-te la mine cât de mult încalc legea, fii atent ce șmechere sunt. Nu știu dacă ești cum un acest ar avea totuși o logică să spună să ar putea să-mi facă eu dacă fac asta. Chiar am vă... Acum că spuneai tu de chestia asta că uite-te la mine cât, cât de rău pot să fac, chiar aseară am văzut pe contul cuiva de Facebook o postare despre... în care era într-un muzeu și își arăta chiloții și își făcuse o fotografie Probabil că nu era un paznic de față în care și arăta chiloții lângă o operă de artă. Și asta era și claimul postării. Ok, și de aici poți să deduci comportamentul în sine, denotă niște amprente pe partea asta, de disocialitate și de histionism. Te un diagnostic necorect, ăsta e un test, da? Și cum spuneam, testul la o rată de faz pozitiv, faz negativ. Acum, n-ai o mie de oameni, nu? să-i trimiți la spital sau la cabinet să-i testezi și o mie de oameni care să-și pună chiloții lângă o de artă, ca să vezi cât de bun e criteriul aș pune chiloții lângă o de artă pentru a discrimina. Dar poți pe baza unei, unei uh, uh, hai să spunem așa, unei uh, ipoteze informate, nu să spui, e o probă care susține, confirmă ipoteza că ceva s-ar putea să fie acolo. E un, oarecum frustrant că nu poți să-ți dai seama a la lung, știi? Dar și important. că nu poți să pui degetul cumva pe, pe problemă. nu, George, pentru că după aia aceea urmărești aceeași persoană și vezi dacă comportamentul e recurent sau sporadic. Și dacă e recurent? Dacă e recurent, ai mai multe probe care îți confirmă ipoteza. În sens baesian confirmă, da? Poate ar fi mai bine să spun susține empiric ipoteza. Și histrionismul ca să da. mergem tot pe linia asta. E ceva cu care poți să trăiești, e ceva care poți să te descurci în viață, e ceva care. Că probabil multe vedete chiar au tulburare histrionică în sens clinic, dar și-au găsit o nișă în care acea tulburare nu e o pagubă. Da, Sigur, dar da, poate să te și nișa. La un moment dat poate să termină și nișa sau există pagube sau există disfuncții într-un alt plan al existenței. Uite să dau un exemplu, da? este un mai producător Giffen îl cheamă de la Hollywood, da? care și-a falsificat scrisoarea care fi terminat UCLA. Faptul că și-a și a făcut asta e un gest antisocial. Nu putem să știm că nu există vreun registru medical dacă are sau nu. Poate n-a trecut în viața lui la un cabinet sau la spital. Dar e tot un gest antisocial. Și poate că din gestul antisocial mai găsim alte gesturi antisociale de care nu știm de la alți oameni, cum a fost cu Harvey Weinstein. Da? Sau cu sau, și Kevin Și probabil Space. nu influență uh, a avut asta. Exact. Dar ăla l-a adus să fie miliardar, unul dintre cei mai bogați oameni. n-au auzit de el, da? Nu e, nu știu, să zicem, uh, uh, George Lucas. Dar e unul dintre cei mai bogați oameni din Hollywood. Și dacă urmărești cauzal, acel gest antisocial a, -a generat arborele care l-a adus acolo. Și de asta spun că, din punctul ăsta de vedere, dacă toți oamenii care avea genele Ceteris Paribus, adică lucrurile rămânând constante, care contribuie la astfel de patologii de personalitate, n-ar avea succes în o nișo. acele gene în timp ar scădea în frecvență în populație. Asta înseamnă evoluție din punct de vedere neodarvinist. Cum o definea Teodosius Dobjanski, evoluția o crește în frecvența unor alele. E bine, acele alele, adică versiunea ale care contribuie prin diferite lanțuri cauzale mediate de, de mediu și de epistază, sunt totuși acolo, ceea ce înseamnă că, până la urmă, disfuncționalitatea e dată de mediu. Dacă tu îți găsești nișa ta, E ok, mulți, mulți actori, spre exemplu, au tulburare histionică. Înseamnă că, paradoxal, ajungem la un punct în care histionismul și narcisism pot fi dovezi de evoluție. Sau poate mai degrabă ar fi bine să ne bucurăm că există nișe în momentul de față în care oamenii care, într-un alt timp, da, ai fi fost bufoni și deci n-ai fi avut o piață mare, au ceva din care să trăiască. Da, dar fel mi, se pare de ca, mi se pare că piața acum a devenit foarte mare. Acum piața e foarte mare, e, da aproape că la un moment dat totul devine o piață. Că uite, spuneai tu despre histrionii și faptul uh -huh. că îți găsești nișa. Revenind la subiectul inițial cu influencerii și vedetele din online, din tendința de a fi mereu un pas cu ceea ce se cere și de a ajunge și mai și mai cunoscute și de a nu deveni irelevante de pe o săptămână pe alta, tu ești forțat. Forțat. De competiție, Forțat da. de competiție. Să-ți accentuezi, să te niște, niște tendințe. Da, corect. Așa este. Și mi se pare că la un moment dat asta te va înghite. Aici e important să vedem chestia asta. Pentru că astea sunt comportamente specifice. Dacă tu știi de ce le faci și n-au o altă cauză în spate, mult mai profundă, un conflict intern nerezolvat. Deci, spre exemplu, cognitiviștii adesea încearcă să descopere ce e la bază, la fundația unei anumit lucruri. Și asta le numim noi de obicei core beliefs sau credințe de bază. Una dintre credințele de bază, spre exemplu, pe care le poți identifica cu ușurință la persoanele care au tulburare histrionică, e o să fiu singur. Așa că ca să nu fiu singur, ca să nu fiu părăsit de oameni, dar nu e același tip de frică de părăsire ca la tot boia borderline, trebuie să dau totul la maxim. E ca și cum mai dau un semnal atât de puternic încât e greu să nu te audă. Cum poți să te asiguri tu, George, că vecinul tău, știi omul cu boia mașina, că tot comentează uh, auditoriul tău lucrurile astea, e atent că George încă e acolo. Dai tu drumul la muzică ca să-l forțezi să bage boi mașina, da? Pentru că ți-e teamă că dacă n-am mai băgat boi mașina, nu e lângă tine. Exact. Și deci putem identifica aceste credințe. Dar dacă tu mimezi un comportament și știi de ce îl faci, și anume o fac pentru că asta e piața, sunt nevoit de piață dacă nu vreau să mor de Bă foame dar să fac și asta. sunt niște limite. Acum nu vreau să sune parcă aș fi conservator, dar cred că sunt și niște limite pe care oamenii au început deja să le depășească cu o prea mare ușurință. Și mi-e foarte greu să cred că toți au un core belief, cum spuneai tu, de genul ăsta, De păi genul poate asta, au, dar nu și le examinează. Mulți oameni nu și examinează într-adevăr toate lanțurile cauzale care conduce la un comportament. exemplu, probabil că există o anumită credință care mă face pe mine să beau apa asta. O credință latentă că nu mi-ai pus vițiol înăuntru. E tot o credință da? pe care eu am, dar e latentă. E o credință că e apă bună și că nu are clori sau alte lucruri. Mulțumim H2N pentru... Hidratare. Cea mai expli... exact. cea mai ușoară explicație, pe filozofii o numesc theory of mind, în sens semantic, în teorie ca teorie, nu teorie ca simulare, deci nu vreau să intru în discuția asta, e foarte tehnică. ideea de doință plus credință generează acțiune. Nu, doința mea de a fi hidratat plus credința că asta Când e, chiar bine. apă și nu e altceva, nu? Da, uite, ai dreptate cu histrionism, pentru că și mi-am amintit că până acum câțiva ani când să fac terapie și comportamentul meu în online era total diferit. Adică dacă mă uit peste uh -huh. ce livram video și text în online până acum ceva ani, când să definitivez uh -huh. o parte importantă a terapiei, era cu totul alt comportament. Care, umil, aș putea spune, neavând capacitatea de a da un diagnostic, cred că se încadra destul de lejer la histrionism. E posibil. Eu n-aș invita oamenii să se suprapatologizeze. Eu aș invita să vadă lucrurile în temen de linii, de continuitate. exemplu, o persoană care are tulburare, definiția din ICD, nu ar fi ca persoana respectivă să aibă un tipar care e atât de bine fundamentat încât îi afectează toate arile vieții. Și cu cât sunt afectate mai mult și mai sever, cu atât trecem evident la severitate, ușor, moderat, sever. Dar înainte de asta, e ceea ce nu e o categorie de diagnostic, e o recomandare a vho și anume dificultăți de personalitate. Dificultăți de personalitate sunt tranzitorii. Spre exemplu, eu s-ar putea să n-am dar dacă beau, să zicem, într-o seară 4-5 beri, să am două zile niște arsuri pe esofag sau să am reflux da? Ai o dificultate din cauza unei particularități, să spunem, a corpului meu și a unui comportament. Ea nu e întotdeauna, nu e o chestie cronică. Da. În aceeași manieră, cred că ar fi dezirabil, chiar dacă nu invit pe nimeni să opereze cu modelul medical standard când vine vorba de probleme psihologice. Nu e, cum ai zice americanii, appropriate, corespunzător. Dar am putea să facem această analogie între o problemă acută care e generată de ceva specific, de genul mi-am fracturat femurul pentru că am dat cu piciorul în masă. Față de ceva cronic și anume, femurul meu e foarte subțire, oasele mele nu captează calciul. Și cam asta ar fi diferența dintre cineva care are dificultăți de personalitate și care ies la suprafață doar în niște momente critice. Da? De genul o persoană cu tendințe antisociale, o problemă la locul de muncă tendințele antisociale s-ar putea să transforme în ceva care aproximează la nivel comportamental o tulburare, deși el nu are tulburare, el în mod uzual nu încalcă legea, dar a încălcat-o atunci ca să iasă dintr-o problemă financiară. Da, corect, contextele. Exact. Și asta e bine, cred eu, să operăm cu un model care dă dovadă de parcimonie, dar nu e nici simplist, și anume comportament egal săsătură în context cu o motivație externă. Eu, cum îți spuneam, dacă tu îmi promiți mie 1000 de euro, eu îți fac o mie de poze. Dacă vrei, și le pun pe Facebook. Mi Adivineau se pare un trecut. milion de euro. Am o să cât de bine ai da. negociat. Am, am, scăzut cu 10 la putere, sunt amabil. Deci, pentru o mie, da, sigur, o să fac o mie de poze, sigur. Un euro poză. E un preț bun, cred, pentru un influencer. De fapt, e un preț foarte bun. Da. Cred că, cred că ai distruge piața influencerilor cu, cu, scorul ăsta. Sigur că da. Efectiv, ai băgam pe. Sigur că da. A ca să ne apropiem de încheiere, o să-mi permit așa o întrebare mai. Uh, intimă. am răspuns sau nu la ea? Da, dar da, -a da. -a să spun. Uh, Nu mă interesează nume, nu mă interesează da? colorit. Uh, dacă votezi, de ce da sau de ce nu votezi? În general, nu. Uh, da? Eu votez, da, sigur că o să votez. Pentru okay. e bun de a vota. Uh, votez pentru că ai un partid care corespunde viziunilor tale sau votez rău cel mai mic? Ce întrebare -mi interesantă. Uh, eu cred că asta e o dihotomie falsă. Cred că oriunde vei găsi într-un partid un om sau un anumit, o anumită linie, dacă chiar citești știi, programul, că nu s neapărat că o să e, un, e o reclamă, nu s că o să se întâmple, care să rezoneze cu tine. Și de asemenea, cred că când te-ai putea gândi la consecințe, eu am zis că nu știu dacă e dezirabil să le gândim în temenii ăștia de genul. Ambele probabil sunt motive. Ambele ar fi dezirabil să fie motive. Nu? Faci un calcul cost-profit pentru câte uh, lucruri rezonează cu mine din punct de vedere al platformei acelui partid versus ce pericol e a reprezentat. După aia faci analiza, Ți-ași linia și vezi care e decizia optimă. Nu, nu cred că e bine să le vedem în sensul de Votez asta pentru că toate celelalte sunt pericole mari. Oice ce partid e un pericol la un moment dat. Nu? E un oximoron în democrația liberală. E o opțiune non-votul? E o opțiune, nu... desigur. Ai libertatea să le exerciți sau să nu le exerciți. Nu, no, dar pentru tine ar putea fi o opțiune să nu votezi? Eu încerc să mă depărtez de rigidități, de ideea de trebuie să votez. Că asta e ceea ce Albert Ellis, mai ales psiholog, spune masturbation. De la must. <laughs> trebuie să, că dacă nu se întâmplă o tragedie. Nu, poate de unde vrei să știu ce mă rezervă viitorul? Poate în zilele respective o să cad la pat și atunci no, o să no, nu, decide no, nu, o refer la prea mare. Mă refer efectiv tu să conștientizezi că nu vrei să votezi. Să costul ar fi foarte mic costul în termen de timp, energie și chiar și procesul de deliberare ar fi foarte mic, dar de asemenea aș putea să enunț și ideea că profitul e foarte mic, deci să vezi cum o simți, dacă datoria civică evident la nivel subiectiv, psihologic o să te facă să consideri că e un profit mare dar da, e o opțiune pentru toată lumea e exercitarea practicului drept al tău da, corect Uh, vorbeam mai devreme până să începem podcastul uh -huh. de serialul The Boys, da. uh. care ai făcut, după cum ți-am spus, după Benzi de Senata, lui Alugard Inis. Să înțeleg că ți-a plăcut, nu? Da, da, bineînțeles. E o deconstrucție abrazivă a mitului de supereroi și cam așa se întâmplă în ziua de astăzi. Există oameni care se cred supereroi, care se fabricați de supereroi. E ceea ce discutam anterior cu transmisie culturală distorsionată bazată pe prestigiu sau succes. Oricum, să zicem mi se pare foarte, foarte mișto în serialul de Boys, da? cum îți demonstrează faptul că mare parte din tot ceea ce este produs, că vorbim de un produs fizic sau de un om care a devenit produs, mm -hmm. e un construct de marketing. Dar oare personajele respective sunt ele însele un produs sau sunt un vehicul pentru produs? Pentru că, uite, să-ți dau un exemplu, da? Este asta relevant? 810, cario, da, Eight saints pe exemplu, dacă el este practic cel care generează intriga în serial și în benzile desenate, vin de produse de energizante. Ce tip care foarte repede. Exact. Puștoi ca aia, Starlight, e clar pentru un sector demografic de fată cu minte. Evanghelicalistă, religioasă, ai da. un sector demografic, nu? La fel cum în Japonia, spre exemplu, avem formațiile alea de K-pop, care și, bine, în Japonia e mișto analogia asta de făcut, e, pentru că, că ai sectoare, ai shonen, nu? Care sunt manga-uri pentru adolescenți, ai pentru adulți, ai pentru copilași, ai pe genuri. La fel e așa acolo o segmentare a pieței ca să poată să extragă maxim, dar ei înșiși nu iau produsele, ei iau vectori pentru produse. Da, da, asta mi se pare că scuze în vreun fel întreaga, întreaga poveste. Nu, niciun caz. Doar spuneam că ei înșiși, chiar dacă îl vezi ca pe un produs, în sensul de e un vector pentru produs. E ca și cum ai zice așa, ceea ce vând eu, să zicem, sunt chipsuri. Dar am nevoie să duc chipsurile alea către magazin, așa că iau camioane în, în The Boys, care ți-am zis o deconstrucție și care e o metaforă la eu un serial pe care recomand tuturor oamenilor să se uite, pentru că, într-un fel sau altul, asta se întâmplă acum, nu? Adică avem... Pe chiar aceștia sunt influencerii. Uh, sunt, uh... Da, exact. Și nu numai. Și vedetele care, cum spunea Alfred Hitchcock la un moment dat, da? Și anume, hai să fim serioși, zicea Hitchcock, uh, facem prea puțin, suntem plătiți obscen de mult. Și din, din anumite puncte de vedere, Păi, dacă este. Da, da, chiar așa este. În industria entertainmentului. Da, da, Pentru că e mai. Uh, ce face The Boys, care ți-am spus, e inspirat, dacă nu știi, după un, un uh, uh, comic făcut de Gartinis. Gartinis este un individ care a scris foarte mult timp Punisher Max pentru Marvel. Da? El era complet împotriva superiorilor, această. Uh, nu pot să-i spun ură uh, dar are un dispreț visceral față de ideea în sine. Da? de asta și a scris panice care bă, nu ești creștin, ai niciun fel de superputere, e doar un antisocial. Uh, ideea e fi următoarea, așa nu exact asta se întâmplă astăzi, nu? Avem categorii de produse, oameni care sunt inventați, dar asta nu e de astăzi, de ieri, George. Gândește-te, exemplu, la anii 90, la boy bands, girl bands. Da, da, da. Fă un exercițiu și amintește-ți de Wem. Amintește te de Backstreet Boys. Backstreet Boys, după NSYNC, Spice, Spice New Chips on the Block, Spice Girls, TLC. Voi să continuăm? Da, chiar. bine. Atunci avei boys, aveai grupurile, acum ai individual. Da, nu mai există încă grupuri, dar nu prea ascult tu K-pop, dar dacă te duci mai încolo, dar spre Corea de Sud și Japonia, o să găsești și chestia asta. Gândește-te că există o formație, nu mai ți minte cum se numește, de puștoaice care cântă death metal. Da? Pentru că e la un sector pe care vrei să-l sugi. De bani. De bani. De bani. <laughs> De bani, desigur. La, la ce te-ai gândit? Da, nu, că era așa, era un, era sunt, un pan sunt, acolo. sunt, uh... sunt puști, nu sunt puști. În da. fine, uh, ideea e, acum m-am prins la ce te gândeai tu. Uh, ideea e fi că în serialul ăla, dacă, dacă îl reduci la esență, nu? e vorba despre cum noi investim aceste persoane cu superputeri. Noi le investim, practic, Except în superputere. că în, în serialii chiar au superputere. Da. Dar în dar realitate e, tu investești o persoană e, cu... Însă și asta o metaforă la faptul că ei în spate au marketing, da? Dacă înlocuiești marketingul și banii pompați într-o Kim Kardashian sau într-un Kanye West sau în prietenul lui cu prostierea de firmă Off-White, -right, Vigila Bluff, ai același lucru, ai superputerea. La fel ca la Batman, că ai puterea ta, că ai mulți bani, da. Cam asta e și ideea. Dacă iei metafora în sine și vezi de construcția lui Gartinis, care ți-am spus e un anti-acest boom care a fost făcut cu, cu e ideea de, da, se pompat. Ei sunt practic produsul pentru cei care au văzut să iau, pentru care cei care nu l-au văzut. E vorba de a crea Nu. Și practic asta și marile companii, Sony, Emmy, da, da, da. Hollywood, încearcă să creeze nou produs. Nou produs care vinde, da? ai super puterea persoanei, că cineva a pompat bani în fundul lui ca să poată să facă reclamă. Sau că a avut noroc, bineînțeles, pentru că sunt o groază de oameni care au ceva de spus în lumea asta. Doar că ei se bat și din nefericire ceea ce se întâmplă în momentul în care oamenii se bat, e la fel ca ceea ce se întâmplă în genetica populațiilor când un anumit organism are o mutație benefică. Dacă noi am fi o mie de oameni și tu ai avea o mutație bună, nu știu, o mutație care te face pe tine să consumi lactoză, cum s-a și întâmplat de altfel în Neoliticul Superior, mutația a exploda, pentru că e mai bine să poți bea lapte decât să ai indigest. Dacă noi suntem 10 milioane de oameni, mutația era până devine fixată în populație, trebuie să treacă al naibii de mult timp, vorbim de generații întregi. Și exact asta se întâmplă în populațiile panmictice, dacă operezi un model de genetică populațională. Și asta s-a întâmpla în momentul în care sunt mulți oameni pe o piață monopolistică, fiecare care are un mic sector. Că practic asta e definiția pieții monopolistice. mai cere, mult sector e diferențiat. Nu mai există posibilitatea ca un anumit model cultural să devină monopol sau să existe mai multe care devin oligopol din punct de vedere cultural, pentru că pur și simplu se estompează. Forțele de selecție nu sunt suficient de puternice. Și atunci, dacă am supune acelui, uh, am supune uh, unui model matematic de genetică a populațiilor, situația asta, cum poți să crești? Well, Gândește-te, orice mutație e mai bună dacă e dominantă decât dacă e recesivă. Adică, pardon, e mai, se răspândește mai repede într-o populație, nu? Că dacă e recesivă, înseamnă că numai homozigoții se beneficiază. Dacă e dominantă înseamnă că okay. e ok. Ei, gândește-te că metafora asta, oamenii asupra care devin, ajung să aibă norocul, să devină produse pentru un anumit sector, au bani în spate care le permite cumva să manipuleze chestia. să crească mult, mult în frecvență de copiere pentru că există oameni. Și despre asta cred că e esența serialului despre care e scris tu. Și care, cât să spun că mi-a plăcut, mi-am plăcut filmele cu supereroi. Dar mi-a plăcut serialul ăla pentru că e o deconstrucție foarte, foarte bună a ceea ce se întâmplă. Și ți-am zis, e interesant cum pentru fiecare erau niște vectori de fapt pentru produse, nu erau Ai produse de personalitate. Sine. Da? Nimeni nu cumpără produsul în sine. De fapt, ne știți, spre exemplu, la actori stari, că nu prea mai sunt acum, da? Cel mai bine plătit și ultimul star care va exista, probabil, în următoarea perioadă, Dway, Dwayne Johnson, pe care îl știi, The Rock. Cel mai bine. E ultimul star care există din punct de vedere istoric. Nu o să mai existe, probabil, după dar și el e un vector pentru bilete. Nu pe Dwayne Johnson l cumperi propriu zis, ci da. înțeleg produsul cultural care Plus, acum între personal, filmele lui sunt... Da. Nu am văzut niciunul, deci nu pot să spun. N-ai izratat absolut nimic. Dar e ultimul star, da? Lumea nu mai, nu mai există un Schwarzenegger sau un Stallone sau un Bruce Willis, așa sau că mai mult odată. Sau mai mult odată, exact. Și atunci, gândește-te la chestia asta, și anume că până la urmă ceea ce îți spune serialul, așa e tangență cu discuția noastră centrală, e că, ok, poate că e bine să punem punct definitiv la era La ideea de a, înțelege dacă oamenii e chiar au superputeri. Pentru că superputerile în serial sunt date de către o companie. La fel cum e foarte posibil ca oamenii pe care îi vedem să aibă un talent, dar mai parte din ceea ce generează succesul să fie, să fie un dat, să fie un da. Să fie ideea de, și de, de, e un camion bun pentru a crea marfa. Cum de altfel, da. cred am văzut și într-un episod din Black Mirror cum sunt creați cântăreții pop. Și cum... A, și uite despre exemplu la ce ți-a spus la un moment dat un anumit domn, de altfel extrem de inteligent în emisiune, și anume că tu ești un camion bun pentru a crea informații care în mod uzual n-ar ajunge mainstream. Dar, dar cu toate astea ca mine Și spune și... de ce n ajungem ajunge mainstream n ai ajunge mainstream pentru că Oamenii se, care sunt în mainstream Care sunt producători Se tem de ideea asta Sau poate că nu se tem Dar n-au un anumit studiu de piață Când vine un individ creștin. atipic Cum este, spre exemplu, Jordan Peterson N-ai de unde să-l iei Sau când vine un individ atipic Cum sunt eu, cum marketizez pe mine e, Aici vine inteligența Individului și anume că dacă calul e necesar, faci calul tăuian. Și tu ești, pe exemplu, un cal tăuian, Pentru că oamenii, în mod uzual, n-ar putea să asculte profesori universitari, specialiști în alte domenii, cei care sunt parte practic din capitalul tău social. Cred că ce trebuie făcut, probabil, în primul rând de către mine, este să găsesc o metodă de a marketa contextul ăsta. Pentru că dacă eu pun aici un produs uh -huh. cu o plajă mare de oameni, Uh, produsul ăsta îți atrage oameni și oamenii care vin pentru produsul ăsta mm. te vor asculta și pe tine și alți mm. invitații. Cred că de fapt aici se pune problema că Ok, sunt cazuri în care produsul se duce către okay. un camion Și, 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 și propunerea ta este în care... data viitoare te îmbraci în Batman Da, dar da, da ce, data viitoare mă îmbrac în toate produse, Balenciaga data Balenciaga, viitoare... ok mi au Balenciaga și o să vorbesc probabil Vezi cu că luna... domnul ai făcut reclamă pe gratis, ar trebui să-ți să dea ceva, măcar acolo S un, un eurocent Sunt ferm convins că oamenii care mă urmăresc, mare parte din ei nu ar da bani pe Balenciaga Sure, și, suntem sunt ferm convins că afirmația pe care tocmai ce am făcut în va aduce zero sponsorizare de la Balenciaga. Sigur că asta în condiții în care cineva s-a uitat, pentru că ți-am zis, un camion foarte bun pentru a transmite informațiile astea. Da, păi, bă da prost. E un compliment foarte ciudat, dar îl accept mai mult decât fericit. Nu, ți-a spus la un moment dat, cum ziceam anterior, cineva, mă George, îți mulțumesc că eu în mod uzual n-aș fi ajuns, n-aș fi vorbit. Vorbeam la o clasă de 100 de studenți, 200, dar niciodată la 5.000. Băi, să -și că și pe mine mă entuziasmează în cifrele. Îmi dau seama că sunt mici comparativ cu ăia mari. Dar uneori când mai uit pe analize și văd 4-5 mii de oameni care ascultă un podcast, mai ales alea în care vorbesc și singur, nu am vreun invitat mm -hmm. de la care să învăț ceva, îți dai seama că niște mii de oameni care mă ascultă pe mine așa. Tare. Mie mi se pare că nu suntem conștienti cu adevărat de cifrele online-ului. De ce înseamnă să uite la un status, când faci o glumă, să primești câteva sute de... Nu știu, aprobări că e o Și cu toate asta, cel mai de succes produs tău a fost ceva care a avut frecvența de selecție negativă. Dacă mai ți minte, 30 și ceva sau 100 și ceva de distribuie. Cale. Dar să nu discutăm subiectul. A, cu postarea. Exact. Da. Nu, n-a fost la chiar. Nu, la chiar n-a fost cel mai de succes. A fost? -a fost? Nu. Okay. Din totdeauna nu. A, ah, ok, probabil liniștit. Din... Mulțumesc Pro... pentru Nu, no, nu. No. Din ultimele trei luni, probabil la. Da, nu, că sunt și episoade de speaker care ah, au depășit. Super, super. A fost probabil cel mai controversat. Manțeva. lucru pe care l-am postat eu anul ăsta în nota negativă. Ok din nou, puterea antisocialității, nu? Gândește de că un om care chiar avea tulburare, dacă avea, ar putea capitaliza pe controverse, dar n-aș vrea să intrăm în cazul Bălan vreodată. Da, aici vreau să să... nu vreau să... să discut despre asta. Și nici eu nu mi-am propus niciodată să capitalizez pe controverse și pe râci. Mai, mai sunt oameni care au făcut chestia asta înainte al lui Bălan, cu mult înainte. Ai Sigur că da. Blogger, vlogger care au capitalizat pe discursul care astăzi poate fi definit ca fiind hateresc. Mm -hmm. Dar nu erau analize, erau pur și simplu gică contra pur. Mm -hmm. Că ai o anumită piață, pentru că e un catarsis acolo emoțional. E, este, dacă te consumă mai mult. Cred că și eu am fost în filmul la o perioadă, dar acum probabil îmi place mai mult să diseg lucrurile și când mm -hmm. urăsc ceva sau disprețuiesc ceva, îmi place să cred că știu de ce. Mm -hmm. Domnule, la final de tot. Da. Am stat în peste. Să zic timp. o melodie. Ce să zic? Da, știi, că eu cer manele, Aaaa. dar tu niciodată nu zici manele. Așa mi-aduc aminte. O ceva care să se potrivească. Acum, dacă ai avea o manea contextuală, nu știu ce, ar fi minunat. Dacă ai avea o manea strict despre ce am vorbit noi aici, despre narcisism. Sigur există o manea despre narcisism. Nu, 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 nu. lasă-mă lasă să îți dau altceva despre. Zici ceva cu narcisism, o piesă care să ilustreze cumva. Hai să fie ceva popular, că după aia nu ți like-uri. Bagă și tu Wiz Khalifa cu Black and Yellow. Super. Mă aștept la un videoclip de la mega Rud de pe Pornhub. Mersi frumos. Și o carte. O carte, Ceva care să nu fie atât de tehnică. Până acum că e Am dat numai cărți tehnice. Ai dat mai cărți tehnice, mai ales în timpul discuției noastre. Ceva mai... Mai de weekend, mai de mers așa, singur, pe plajă, la final de sezon, când nu mai e nimeni. Ultima beletristică citită. Da chiar tu citești beletristică? Nu. Chiar m-așteptam să dai răspuns. carte, nu știu, hai să fie ceva așa romantic. E o carte, dar nu mai țin minte exact autorul. Wired for Love se numește. E vorba Wired. despre atașament, da. Okay. E, e ușor de e comestibil. Ok, pe aia o căutăm. Domnul, Super. mulțumesc frumos. Cu drag. Ea a fost ca întotdeauna o plăcere și Spenzi ne mai vedem. Și pentru mine a fost o plăcere, George. Succes, Mersi. multă sănătate. Pa! Atët. Atët.